A început sezonul estival și în stațiunea buzoiană Sărata Monteoru. Piscinele cu apă sărată, care atrag anual mii de turiști, au fost deschise, iar primii oaspeți nu au întârziat să apară. Vizitatorii de toate vârstele vin din toate colțurile țării pentru a îmbina terapia cu ape sărate cu momentele de relaxare în natură. Situată la câțiva kilometri de Buzău, stațiunea poate fi o alternativă pentru Valea Prahovei. Proprietarii de pensiuni din stațiune au pregătit o serie de oferte pentru cei care vor să petreacă măcar două zile la Sărata Monteoru. Sunt așteptați atât turiști din țară care petrec câteva săptămâni la tratament, cât și buzoieni care vor să se relaxeze timp de câteva zile și să se bucure de aerul curat din stațiunea aflată la doar câțiva kilometri de casă. De altfel, locul este vizitat de foarte mulți locuitori din București, care ajung aici într-o oră și jumătate. Avem în jur de 350 de șezlonguri și suntem la capacitate începând cu data de 15 iunie, când ar trebui să ia copiii vacanță. Și atunci suntem, weekendurile sunt la capacitate. De luni până vineri sunt undeva la 60-70% capacitate. Stațiunea buzoiană este renumită pentru beneficiile apei sărate pentru organism. Chiar medicii recomandă pacienților băile cu apă sărată de la Sărata Monteoru, pentru că efectele sunt vizibile după câteva zile. Stațiunea era foarte cunoscută și apreciată în trecut. Veneau turiștii, cred că și străini, nu doar români, tocmai pentru această apă sărată. Spuneți-ne un pic despre vremurile de altă dată și dacă acum avem speranța ca aceste vremuri să revină la Sărata Monteoru. Se numea stațiunea Baston. Adică oamenii veneau cu bastonul și plecau fără baston. Pentru că proprietățile pe care le are apa sărată și tratamentul care se făcea la Sărata Monteoru era foarte, foarte bun. Erau izvoare, erau 16 izvoare de apă minerală. Deci în afară de apa sărată care e folosită pentru bolile reumatismale, toate formele de boli reumatismale, omul se mai trata și pentru stomac. Și pentru ochi era izvorul de ochi, și pentru dantură era singurul izvor din țară, acum este astupat, care trata paradontoza. Deci era o stațiune și putea să fie ori o stațiune benefică și să se adreseze nu numai turiștilor din țara noastră și turiștilor în străinătate, dar nu am reușit pentru lucruri mici, să o facem de nivel național, că atunci când e de nivel național, altfel este și promovarea, altfel atrage și turismul din afara țării. Primii turiști care au ajuns în stațiune au fost cei care cunosc beneficiile băilor cu apa sărată și spun că vin de câteva ori pe sezon, iar apa este cu adevărat miraculoasă. De unde sunteți și de ce ați ales o piscină cu apă sărată? Suntem din București și am venit la apă sărată, pentru, în primul rând pentru relaxare și în al doilea rând pentru sănătate. Cunoșteați beneficii? Sau să pun în primul rând sănătatea pe primul loc. Da, le știm, da. După 50 de ani trebuie să le știi. Sărata Monteoru este o stațiune balneoclimaterică de interes local, celebră pentru apele sărate extrase din izvoarele locale. Pe lângă piscinele cu apă sărată, aici funcționează și o bază de tratament modernă.